Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Prin Plan Ziarul Lumina. Părintele profesor universitar dr. Nicolae Necula a trecut la cele veșnice. A fost 42 de ani cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și a pregătit numeroase generații de studenți teologi. De-a lungul carierei sale a condus mai multe teze de doctorat în domeniul teologiei liturgice. Jurnalistul Marius Nedelcu a scris mai multe despre părintele profesor în ediția de miercuri a Ziarului Lumina. Începând cu acest an universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a înființat un nou program de studii de masterat, Turism și Patrimoniu Religios. Programul este dezvoltat în colaborare cu Facultatea de Geografie a Universității din București. Când se fac înscrierile și care sunt tematica și bibliografia pentru admitere, aflați din ediția de joi a Ziarului Lumina. Parohia Sfântul Vasile cel Mare Victoria este până joi gazda mai multor evenimente culturale și religioase, cu prilejul sărbătoririi unuia dintre hramurile bisericii, Înălțarea Sfintei Cruci. Duminica a avut loc o conferință, iar miercuri, de la ora 19, va avea loc procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer. Mai multe informații puteți afla din numărul de miercuri al Ziarului Lumina. În calendarul creștin-ortodox, ziua de 16 august amintește de aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol. A fost înmânată de însuși Hristos zugravului Anania, pentru ca acesta să-i o ducă regelui Afgar al Edesei, grav bolnav de lepră. Mai multe despre prima icoană a Mântuitorului Hristos a povestit pictorul Marian Paraschiv. Campania de prevenție și educație pentru sănătate a avut loc și la baza de tratament balneoclimateric Slănic Prahova. În cea de-a 29-a ediție au beneficiat de servicii medicale gratuite în jur de 100 de persoane, adulți și copii. Și de această dată, echipei de voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului li s-au alăturat mai mulți medici specialiști. A atins suflete a sute de credincioși cu blândețea, dăruirea și înțelepciunea sa de mare duhovnic. Pe lângă aceste virtuți, arhimandritul Sofian Boghiu a fost înzestrat și cu darul de a picta. De la înălțimea experienței sale, a lăsat câteva îndemnuri pentru zugravii bisericești. Le găsiți în numărul de miercuri al Ziarului Lumina. Pictura Bisericii Parohiei Ungureni, protopopiatul Urlați din județul Prahova, a fost sfințită. Cu această ocazie, credincioșii au primit vizita preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Grija față de copiii sărmani este un act de filantropie. Uneori, din diverse motive, familia nu se ridică la nivelul acestui statut. Pentru astfel de copii, biserica se deschide, le oferă ajutor și mângâiere. Asta se întâmplă și în cadrul centrului de zi pentru copii Sfântul Arhidiacon Ștefan din Zalău, prezentat pe larg în numărul de joi al Ziarului Lumina. Cu dragoste și cu durere despre învățământul românesc. Acesta este titlul care deschide Ziarul Lumina de duminică. Pentru că orice început de an școlar stârnește emoții, amintiri, dar și griji pentru toți cei implicați în învățământ, doamna directoare adjunctă a Colegiului Național Gheorghe Lazăr din Capitală a oferit un interviu despre provocările de astăzi ale elevilor și despre rolul profesorului în școala românească. Primele ediții ale Ziarului Lumina de săptămâna trecută au stat sub semnul bucuriei și tinereții. Numerele de luni și de marți au fost deschise de întâlnirea tinerilor ortodoxi, care a avut loc la Iași în perioada 1-4 septembrie. Cei aproximativ 6.000 de tineri prezenți la cea de-a patra ediție și-au luat la revedere de la orașul celor 7 coline luni, când a avut loc și festivitatea de închidere. Alexandra Dănel a fost acolo și vine alături de noi să ne povestească ce a trăit ca tânăr ortodox. Bine ai venit în platoul emisiunii Prin Plan Ziarul Lumina. Bine v-am găsit. Ați fost aproximativ 6.000 de tineri la Iași. Cum s-a simțit Ito de acolo, din mijlocul tinerilor, față de ce am simțit noi când am văzut pe transmisiunile live de pe post sau am văzut pe Facebook?
Bucuria a fost mult mai mare, știind că suntem 6.000, aproximativ 6.000 de tineri acolo cu același scop de a-L mărturisi pe Dumnezeu și a-L avea pe Hristos în mijlocul nostru, este ceva emoționant. Era prima dată la ITO pentru tine? Nu a fost pentru prima dată la ea și am participat și la celelalte ediții de la Baia Mare, Cluj, București, ca postura de voluntar, dar și la ITO. Și la fiecare ediție în parte, ținând cont că au fost orașe diferite, au fost și trăirile diferite. Da, într-adevăr, trăirile au fost diferite. La Baia Mare, de exemplu, a fost sentimentul de emoție pentru faptul că am auzit pentru prima dată balada Sfinților Brâncoveni, interpretată de o doamnă de muzică populară. Apoi faptul că ești obișnuit la biserică să te rogi, nu știu, în jur de vreo 100-200 de persoane, dar acolo vreo 2000 de tineri în același timp să te rogi, este emoționant. La Cluj a fost sentimentul de patriotism, de naționalitate. Mulți dintre cei care ne priveau de la balcon s-au alăturat procesiunii și mulțumindu-ne că uitați că tinerii noștri încă n-au uitat de faptul că sunt români. Iar la București am fost în postura de voluntar. Prima mea experiență de voluntar a fost la ITO. Dar, într-adevăr, să fii pentru prima dată voluntar este destul de greu, pentru că trebuie să știi să fii un pic mai flexibil. În cazul în care, cum s-a și întâmplat, programul să se schimbe, trebuie să știi cum să te modelezi. Iar faptul că ai un grup care te înțelege și eu am avut grupul din Bistrița, ei, la rândul lor, sunt voluntari în centrul misionar din St. George's Bay, Ioan Bunea. Iar ei aveau experiență și m-au înțeles. Și m-au încurajat. Ce face exact un voluntar? Tu ce ai făcut? Cu ce se ocupă un voluntar la ITO? În primul rând, un voluntar se jerfește, se sacrifică pe el pentru ca participanții să se simtă cât mai bine în orașul gazdă și să rămână cu foarte multe amintiri. Tema de anul acesta de la ITO a fost tânărul în căutarea libertății. Ce înseamnă pentru tine să fii liber? Am să încep prin cuvântul dragului nostru părinte Constantin Necula: când un tânăr capătă libertate, el de fapt caută o persoană. Libertatea ca și iubirea, ca și raiul, nu ne răspunde la întrebarea ce, ci la întrebarea cine, iar răspunsul este Hristos. Din punctul meu de vedere, a fi liber înseamnă în primul rând să nu îngrădești libertatea celuilalt. Libertatea mai înseamnă să-ți știi locul, de fapt locul, în raport cu Dumnezeu, dar în primul rând să-ți depui candidatura la înviere cu Hristos. Iar acest lucru se întâmplă atunci când îți asumi că libertatea și voia lui Dumnezeu este de fapt voia ta. Poate să fie un tânăr liber? Da, poate să fie astăzi. Liber. Da, poate să fie. Și în orice oraș poate să fie liber? În orice oraș, dar știind foarte bine lucrurile din străinătate. De exemplu, noi am avut niște dezbateri în a doua zi a evenimentului, iar în sala noastră am avut un grup din Cernăuți. Ei ne-au povestit că ei nu au aceeași libertate ca și noi în România. Ei nu au oră de religie ca noi, ci au școli duminicale, dar nu e ca la noi, ora de religie. Nu, iar faptul nu că e constantă. Nu este constantă, exact. Nu este constantă. Și faptul că părintele, ce a fost coordonator grupului din Cernăuți, ne povestea că sunt mulți preoți care dorm cu pușca la cap de teamă, nu că ar ști să o folosească, ci din motivul de a-și apăra propria familie. Noi suntem un popor binecuvântat, că avem această libertate de a ne putea duce oriunde vrem, să ne mărturisim credința și să nu fim îngrădiți. Ați simțit libertatea și la Iași și la ITO, mai ales într-o comunitate atât de mare de tineri și faptul că împărtășeați aceleași valori. Vă simțeați liberi cu toții? Da, ne simțeam liberi. Mulți dintre participanții tineri din celelalte țări, de exemplu cum erau cei din Africa, spuneau că în sfârșit aici ne putem manifesta, aici avem curajul de a ne mărturisi că suntem ortodoxi. Da, este. Aici s-au simțit, la noi, în România, în Iași, s-au simțit liberi. Îți dă curaj, ca și tânăr, un astfel de eveniment în care te împrietenești și cu alți tineri de vârsta ta și care vezi că împărtășesc aceleași valori și împărtășesc și credința. Prinzi curaj să-L mărturisești pe Hristos în societate? Da, prins curaj.
dar trebuie să-ți dorești și să-L ai înăuntrul tău pe Hristos. În primul rând, trebuie să-L simți pe Hristos. Iar noi ne-am adunat acolo cu un scop, de-L mărturisi pe El. Au fost tineri care au aflat despre ITO în anumite tabere, spre exemplu, și au venit acum la ITO și au fost încântați de ce au găsit? Da, am participat acum câteva săptămâni la tabăra Tradiție și Noutate, desfășurată la Caraiman, ediția a doua. Fiecare arhiepiscopie și-a trimis câte un reprezentant. Mulți dintre ei nu aveau cunoștință de aceste întâlniri a tinerilor ortodoxi sau aveau o imagine, o informație vagă, dar eu, alături de prietenii mei din Asociația Teologilor Ortodoxi, le-am explicat, uite de ce e bine să vii la ITO, uite de ce ar fi frumos să vii, pentru că sunt tot felul de evenimente în care te încurajează să-L mărturisești pe Hristos, în primul rând. Îți leși foarte multe prietenii din diferite colțuri ale țării și ale lumii, de ce nu? Și au venit respectivii tineri? Da, au venit. Vreau să vă fac o mică paranteză. După ce s-a terminat pastorala spusă de preafericitul nostru patriarh, cu toții am format o horă și strigam Caraiman. Iar mulți dintre participanți se întrebau, oare de ce acești tineri strigă Caraiman? Ei bine, noi strigam Caraiman pentru că mănăstirea Caraiman ne-a legat o prietenie strânsă și formasem o horă, iar ceilalți văzându-ne cât de bucuroși eram noi acolo, s-au alăturat și ei. Se leagă prietenii în astfel de întâlniri internaționale? Da, se leagă foarte multe prietenii. Când s-a făcut ceremonia de deschidere a evenimentului oficială, noi am avut prilejul de a fi numărul 11 și să ne vedem fiecare prieten din grupul din care face parte. Iar noi acolo fericiți când îi vedem, uite-l pe Ioan de la Buzău sau pe Gicu de la Maramureș. Eram fericiți pentru că ne vedem, iar după am făcut acea horă, pentru că eram prea fericiți ca să putem să stăm și să ne uităm. Ați interacționat și cu cei prezenți din Africa? Au tot fost mediatizați, să spun așa. Da, am comunicat cu ei. De exemplu, noi vorbitorii a limbii române ne salutam Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Iar cu cei din Africa, de exemplu, sau din celelalte țări, ne salutam Hakuna Matata, era salutul nostru. Adică nu trebuia să fii dintr-o țară anume ca să-ți dai seama ce înseamnă. Ci ne salutam așa și știam că, hei, noi toți suntem la ITO. A fost Iașul un oraș al tinerilor weekendul trecut? Da, a fost un oraș al tinerilor. Omuleții albi, așa cum ni s-au spus, am adus multă lumină în oraș, multă bucurie și fericire, iar mulți dintre cei care locuiesc în Iași au spus că o să le fie dor de noi, pentru că am adus un plus orașului. Cum ai plecat tu la ITO și cum te-ai întors? Ce ai câștigat tu după ITO? Am câștigat mai mulți prieteni, dar și noțiuni sau pus la bază mai multe noțiuni ale libertății. Ce înseamnă cu adevărat să fii liber în zilele noastre? Spune că s-au ținut mai multe dezbateri câteva zile. Spune-mi despre ce anume ați discutat la acele dezbateri. Aceste dezbateri au fost legate despre libertate. Ce înseamnă să fii liber? Cine este de fapt libertatea? Și așa cum am spus și la început, libertatea, cine este libertatea, este de fapt Hristos. El ne dă libertatea. Vei mai merge și în anii următori la ITO? Îmi doresc tare mult să mergem și la ITO Sibiu de anul viitor. Și de ce nu? Pentru că fiecare an aduce o noutate. Nu, poate mulți s-au întrebat, păi, ok, ai fost toate cele patru ediții, deja a devenit o monotonie. Ei bine, nu, pentru că fiecare ediție aduce ceva nou. De exemplu, anul acesta, faptul că toți voluntarii au ieșit și au stat în fața scenei și au cântat, a adus un plus, o noutate. Faptul că s-a creat o aplicație în care să fii la curent cu tot ce se întâmplă, legat de program, de masă, de tot. Povestește-mi puțin despre aplicație. Când puteai să ai acces la ea și dacă v-a fost de folos pe perioada ITO-ului de la Iași? Am putut să o descărcăm încă de la început, de câteva zile înainte să înceapă evenimentul de fapt. Puteai să o accesezi oricând,
și oriunde, dacă aveai conexiune la internet, și ne-a fost de mare ajutor. Ce înseamnă ortodoxia pentru un tânăr participant la ITO? Ortodoxia pentru un participant la ITO înseamnă, în primul rând, mărturisire. Pot să spun un lucru. Noi suntem o mulțumire adusă voievodului, mai marelui nostru voievod, Ștefan cel Mare. Am adus o mulțumire mai marelui nostru voievod, pentru că nu am uitat de poporul nostru. Și probabil și tradițiile, le-ați înțeles altfel, se consider că sunt mai importante decât orice altceva? Tradiția este amprenta poporului nostru. La Sfânta Liturghie, cei mai mulți dintre noi am fost îmbrăcați în costum popular. Mulți dintre noi am fost îmbrăcați cu ii purtate de străbunica sau de, nu știu, de mamă, când a fost în ziua anunții. Știu că am întrebat o fată și spusese că aceea e mama ei a purtat-o în ziua anunții. Am fost un tezaur viu. Ce reprezintă pentru tine costumul popular? O identitate a poporului. Noi, ca tineri ce am purtat costumul popular, ne apropiam și mai mult de rădăcinile noastre. Ce-i spune tu tinerilor de vârsta ta, care poate încă n-au descoperit importanța tradițiilor și a comuniunii acesteia și a bucuriei trăite în comuniune? Cum să o descopere? Prin biserică, în primul rând. Poți să faci parte din grupuri catehetice. Eu așa, printr-un grup catehetic, am descoperit aceste întâlniri a tinerilor ortodoxi. Să te duci, să te implici. Voluntariatul este o altă modalitate prin care tu să poți să-L cunoști pe Hristos și să te implici. Noi cei din Arhiepiscopia Bucureștilor ne-am implicat în foarte multe activități și evenimente unde am fost voluntari. Ce înseamnă activități? Ce faceți activități? Voi? De exemplu, am avut voluntariatul acesta din perioada Sfântului Dimitrie, unde am împărțit ceai. Și ori am acordat primul ajutor în cazul în care unui pelerin se făcea rău. Mai fac parte dintr-o asociație a tinerilor, a studenților teologi ortodoxi, unde avem diferite activități, concerte, caritabile, mergem, împărțim, cum îi spune, tot felul de, nu știu, de haine, de mâncare. La Centrul Paliativ Sfântul Nectarie am fost și am colindat acolo. Le aducem o bucurie oamenilor suferinți. Și câștigi probabil bucurie. Da, câștigi multă bucurie și văzându-le acea față care e destul de întristată în urma citostaticelor, dar vezi că tu, că vestești nașterea Domnului, le aduci bucuria aceea care foarte, poate nu chiar mulți o pot aduce. Și poate fi un prim pas către o comunitate mai mare, faptul că mergi la astfel de întâlniri mici, în comunități mici din orașe și apoi să ajungi să cunoști tineri din alte țări, poate din alte orașe mai mari ale României. Îndemni tinerii să meargă mai întâi să caute prin jurul lor astfel de întâlniri catehetice? Da, vă îndrum să mergeți, pentru că așa îl puteți cunoaște cu adevărat. Tu cum ai descoperit aceste întâlniri? Aceste întâlniri prin grupul catehetic al parohiei Sfântul Antonie cel Mare Titan. Deci, practic, mergeai la biserică și acolo ai aflat despre aceste întâlniri și da. Ulterior ai aflat și despre ITO. Ulterior am aflat și despre ITO, da. Tu acum ești studentă? Da, sunt studentă la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Inginerie și a Sistemelor Biotehnice. Și tot ce faci tu ca și voluntar și tot ceea ce ai făcut ca și participant la ITO nu a fost deloc plictisitor, să spun așa, să spunem și celorlalți tineri. Nu, dragi tineri, tot ce se întâmplă la ITO nu este nimic plictisitor, nu există monotonie, întotdeauna există câte ceva nou și ceva ce să faci, adică și că te rogi sau că noi am avut prilejul de a merge la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, mulți dintre noi nu am mai fost. Iar acest fapt te face că, uite, prin ITO am avut prilejul de a merge la moaștere Sfintei Cuvioase. Și descoperi un oraș nou, poate chiar călătorești. Da, descoperi un oraș nou, tradiții noi, monumente noi pe care nu ai chiar așa oricum sau oricând să le vizitezi. După toate aceste zile de ITO, după ce te-ai întors acasă, consider că a fost suficient mediatizat evenimentul astfel încât să se transmită tot ce s-a întâmplat acolo și să primim și noi, cei care poate nu am ajuns la ITO, bucuria de la Iași?
Ei bine, din punct de vedere al mediatizării, nu s-a făcut. Numai prin postul de televiziune Trinitas TV, doar ei au dat. Dar noi tinerii, dacă celelalte posturi TV n-au vrut să ne facă publică întâlnirea, acestea venim de 6.000 de tineri, noi am recurs la resursele noastre și anume rețelele de socializare. Mi s-a întâmplat ca într-o dimineață, imediat după ITO, să fiu în metrou, dimineața aglomerat, și să văd cum oamenilor pe newsfeed să le arate tot felul de articole ale întâlnirii tinerilor ortodoxi. Deci dacă cei din televiziune nu au vrut, ei bine, noi am reușit, așa cât am putut noi. După ce te-ai întors, ți s-a făcut dor de ITO și de comunitatea de acolo, de bucuria de acolo? Încă nici nu plecasem de acolo și deja ne era dor. Mai țineți legătura cu cei din alte orașe? Da, am creat și un grup și ținem legătura și abia așteptăm să ne vedem la Sibiu anul viitor. Probabil pe tot parcursul anului până la întâlnirea de anul viitor vor fi informații despre ITO de la Iași de anul acesta. Tu cum ai văzut ITO de la Iași? Cum l-ai perceput tu ca tânăr? Ca o comuniune. L-am văzut ca o mărturisire și de faptul că cu toți, indiferent de ce naționalitate suntem, noi îl avem tot pe Hristos în mijloc. Nu contează dacă știi limba română sau în greacă sau în ce limbă s-a slujit. Tu te-ai dus acolo și știi că asta făceau. Îl mărturiseau și îl slujeau. Ți-ai dorit să fie ITO mai des? Să nu fie doar o dată pe an? Sincer, da, mi-aș dori, dar spusese cineva, am avut o discuție, spusese cineva din nou pentru ITO, că ne-am fi dorit să se întâmple mai des. Dar cineva din spate ne spunea că spuneți mersi că măcar la un an, spune slavă Domnului, că cel puțin măcar un an se întâmplă, că la noi în țările noastre nu se întâmplă așa ceva. Am văzut că au fost studenți, poate liceeni și chiar familii. Ai văzut familii la ITO? Da, am văzut, au fost și cu noi, familii și liceeni. Noi studenții am fost mai mulți studenți, dar nu contează. Nu contează. La ITO trebuie să fii... Nu contează dacă ești căsătorit, dacă ești student sau licean. Înseamnă să fii tânăr, iar prin tinerețea ta înseamnă a fi liber. Ai simțit că era ca o mare familie acolo? Suntem marea familie ITO. Știu că părintele Necula a spus că voi sunteți biserica. Te-ai regăsit în cuvintele părintelui Necula? Da, noi suntem biserica, noi suntem forța bisericii. Noi foarte mult am pus după ITO sau chiar în ultima zi hashtag-urile pe rețeaua de socializare că noi suntem biserica. Și da, într-adevăr, mulți au rămas uimiți că uitați, tinerii folosesc astfel de hashtag-uri, forța bisericii. Noi suntem, până la urmă, forța bisericii. Și sunteți un exemplu până la urmă. Trebuie să deveniți un exemplu pentru tinerii care poate sunt în căutări, poate încă nu au descoperit. Ce le-i spune celor care încă nu au descoperit biserica și nu înțeleg? Poate au citit despre ITO, poate avea un newsfeed, cum ai spus, în metrou, dar poate nu au înțeles. Cum se perceapă ei ITO? Cu răbdare, în primul rând, cu răbdare, dar și cu curaj. Să te afirmi ca un participant de la ITO, îți trebuie un pic de curaj, pentru că noi după această întâlnire te duci la facultate și nu toți merg la biserică și ești puțin văzut altfel. Dar pe ceilalți prieteni ai tăi care sunt cât de cât acolo în biserică, în sânul bisericii, îl încurajezi. Uite, noi ce am făcut. Hai, vino și tu la anul cu noi. Și așa poți să-l încurajezi. Mulțumim pentru prezență în platoul emisiunii și să readuceți și să dați curaj tinerilor care poate n-au ajuns în biserică și să păstrați bucuria pe care o aveți acum. Toți tinerii care ați fost la ITO și care poate vor ajunge de anul viitor. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și da, suntem tineri, trebuie să avem curaj să ne mărturisim credința. Și ne vom vedea la ITO Sibiu 2018, iar salutul nostru, consacrat, Hristos în mijlocul nostru. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și până săptămâna viitoare vă dorim zile liniștite și cu bucurii. Pe curând!